când ați revenit cu tăla propună cu exerciții de matematică la algebră. Efectuați. X la 4 împărțit la X la 2. Efectuați. Pe rând fiecare, domn profesor, sau cum? Ca să meargă repede. Da, 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 da. Pe rând. X la 4 împărțit la X la 2. Hai, Ancuța. Împărțit la X la 2 egal cu X la 2. Mai putem scrie echivalenta x la 4 supra x la 2, da? A scrie x la 4 împărțit la x la 2 este echivalent cu a scrie x la 4 supra x la 2 face x la a 2. Ok? 24x la 3 24x la 3 împărțit la 6x la 3 6x la 3, Tudor? Este egal cu 4x la puterea 4x 4, dar 24 x la 3, 6 x la 3, x la 3 cu x la 3 se duce și face 4, dacă te-am văd eu. Corect. Păi se duce x la 3 cu x la 3. Da. 9 x la 4. Dar stai mă, de chestii care o avem la simplificarea fracțiilor. Mă. Nu? Simte că da, n-ai făcut fracții în clasa 5-a? Da. Păi vezi, băi, ce mai... 9 x la 4, hai tu. 9 x la 4. Împărțit la minus 3 x la 2. Semnul? Adi? Minus 3x la 2. Altul. Minus 16x la 5. Împărțit la minus 4x la 3. Anca? Plus. Da. Plus 4x la 2. 4x la 2. Hai, 2 pe 3x la 6. 2 pe 3 x la 6. X la 6. Împărțit la 2 pe 9 x la 4. 2 pe 9 x la 4. 4. Tudor. Este egal cu... Întâi x-i, vezi. X la puterea 6 împărțit la x la puterea 4 e egal cu x la puterea... A doua, mă, ce? Sunt copii, bani scad exponențe, da? Și înmulțim prima cu a doua inversată. Două fracții, putem pata. Deci vine 2 pe 3 ori. 2 pe 3 ori 9 pe 2. Da? X la 2. X la 2. Și egal cu 2 cu 2 simplificăm. 3 cu 9. Hai, repede, 3. Trebuie să meargă repede. 3 și păcat. Sesizez că el nu știe, domn profesor, asta. X la 6 minus X la 4, că copiem baza și scădem exponenții. Cum se împart două puteri? Copii baza, scad exponenții, mă. Uite, mă. Cât face? 2 la 3 ori 2 la 5. În clasa a 5-a, am făcut operații cu putere, copiem baza și adunăm exponenții. Și adunăm exponenții, la da? E mulțire. 3 plus 5, 8. Tot așa, x la 3 ori x la 5 face x la a 8-a. A 8-a, 3 plus 5. 3 plus 5, se adună. Și la împărțire... La împărțire, când zic x la 5-a împărțit la x la a 3-a, este egal, copiem baza x și scădem exponenții. 5 minus 3 face x la a doua. Dar care e motivul pentru care se întâmplă chestia asta? Să înțelegeți. X la 5 înseamnă x ori x ori x ori x ori x de câte ori de 5 ori. Supra x la 3 x ori x ori x. Da? Un x cu un x, un x cu un x. Ai înțeles? Și rămâne doar x ori x, adică x la a doua. Care 2 înseamnă 5 minus 3. De aici vor provine toate. Următorul, domnule. 3 pe 4 x la 4. 3 supra 4 x la 4. Împărțit la minus 3 pe 2 x la 4. X la 4. Adi? Egal cu minus... Ba nu. E 3 pe 4 da. X la 4 înmulțit cu minus... Da, mai, dar x la 4 cu x la 4 duce ca să mai pierd timp. Da. Înmulțit cu? Înmulțit cu 2 pe... Minus 2 pe 3. Cu minus 2 pe 3. Și egal mai departe cu? Egal cu minus 2. Egal cu minus... Minus... Hai, împarte, fă cum trebuie, Adi. 3 cu 3 se duce, Adi. 2 cu 4 simplificăm. 1 pe 2. Păi minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Atenții multe, Adi, da? Nu avem voie să vorbim. Minus 5 pe 6 x la a doua y. Minus 5 supra 6 x la a doua y. X la a doua y. Împărțit la 10 pe 3 x la a doua. 10 pe 3 x la a doua, Miruna, egal cu? Minus 5 pe 6, 3 pe 10 y. Minus 5 pe 6 ori 3 pe
10. 10. Y, x la 2, x la 2 s-o termina. 5 cu 10 se divide 6 cu 3 și e minus y pe 4. Și face minus y, y supra 4, da? Minus 1 ori y supra 4, minus y pe 4. Corect? Următorul. 2 radical din 7x pătrat y pătrat. 2 radical din 7x. x pătrat. Împărțit la radical din 7, xy la a doua. Egal cu? Tudor? Tudor? Este egal cu 2 radical. 2. Radical și-ar putea să se duc. Y la puterea a doua cu y la puterea a doua se duc. Este 2x la a doua. X la întâia. X la întâia. Că x aici e 1, 2 scăzut 1, 1. X la a întâia, 2x. 2x, da? 2x. Radical din 12, x pătrat yz. X pătrat yz. Împărțit supra. La radical din 3, xyz. xyz. Radical din 4x. Radical din 4 cât face? 2x. Deci ce sunt 2 aici, ca să mergem, cum știam noi, 4 ori 3, sunt 2 în fața radicalului și vine 2 radical din 3 x. Y s-o termina, z-o, deci 2 radical din 3 x supra radical din 3. Radical din 3 se duce cu radical din 3 și face 2x. Da? 2x. Tudor. Radical din 12, un pic pentru Tudor. Da, radical din 12 înseamnă 4 ori 3, iese despre radical 4 de 2, 2 radical din 3 și între x pătrat și x, un x a rămas sus, y se duce, z s-a terminat și vine 2x. Te rog. Radical din 18, x la 3-a. Radical din 18. X la 3-a, y la 3-a, z. X la a treia, y la a treia, z. Împărțit la 3, x, y, z. 3, x, y, z. Cine vorbește? Miruna? Radical din 3 la a doua ori 2. Radical din 3 la a doua ori 2. Iese 3-ul, Miruna, repede, nu? Da, deci 3 radical din 2. 3 radical din 2. Ori x la a doua, ori y la a doua, împărțit la 3. Miruna vede x la a doua, y la a doua. Da? X la a doua, Y la a doua, Z-ul nu mai spune nimic. Supra cât? Supra 3, 3, da? 3 cu 3 se duc și X la a doua, Y la a doua, radical din 2. Nu, întâi spune radical din 2, partea numerică, da? Radical 2, X la a doua, Y la a doua. Și azi? Minus radical din 36, X la a doua, Y la a patra. Minus radical din 36, X la a doua, Y la a patra, împărțit la 3 x y la a doua. X y la a doua. Minus 6 x la a doua y la a patra. 6 x la a doua. Ba nu, minus 6 x y la a doua. Da, supra 3, nu? Ai zis? Da. Supra 3 neapărat. Supra 3 egal cu minus 2. X y la a doua. X y la a doua. Neapărat, nu numai minus 2. Unicipatea literală. Da. Minus radical din 49. X pătrat Y la a patra. X pătrat Y la a patra. Împărțit la minus 2 X Y la a doua. Y la a doua, Tudor? Da. Tudor. Este egal cu minus 7 minus 7 X minus 7 X Y pătrat. Da. Supra minus 2, da? Minus 2, da. Și egal cu? Egal cu... Minus cu minus la împărțire. Minus cu minus plus. Da. 7 pe... 7 pe 2. 7 x, y. 7 x, y. La a doua supra 2. 2. Pur și simplu, da? Aici sau 7 pe 2 x, y da. Pătrat. Excepție 14. De la 64. 2 pe 3 x 2. La a patra y la a treia împărțit la
1 pe 3, x la 4, y la 2, minus. Minus, în continuare, în dreptul infracției, da? Da. Deschideți o paranteză. Minus 5 pe 2. Minus. 5 pe 2. Cred că e o fracție din nou. Da, 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 e o fracție din nou, domnul profesor. Minus 5, 5 pe 2. 2, x la 2, y la 4. Împărțit nu, la... Nu, așa. Ba da, e bine și așa cum scrie domnul profesor. Da? Împărțit la... minus 1 pe 2, x la 2, y la 3. E bine și cum scrie domnul profesor. Da, voi spune așa, împărțit la altă paranteză, da. Nu știu ce, dar exact. Mie mi-e incomod așa. Să pui și mai ușor. Da, exact asta. Și nu mai are rost paranteza. Corect, corect, că am spus altfel. Așa. Și egal cu minunat, fiindcă tot... 2 pe 3 ori 3 pe 1 ori y minus 5 y. Deci 2 pe 3 ori 3 pe 1 ori 3 pe 1 ori y. S-a văzut de ce? Minus 5 y. Minus miruna 5 pe 2 se va ori va torna. 2. Minus cu minus va face plus, da? Da. Dar rămâne 5 pe 2 ori 2. Ori 2, adică 5. Ori 5 y. Ori y, da? Da. Y. Deci, și egal cu 3 cu 3 se duce, 2 cu 2 se duce. 2y minus 5y. 2y minus 5y și egal cu? Minus 3y. Minus 3y. Anca? Minus radical din, nu minus, radical din 72, x la a doua, y la a treia, z, împărțit la... Minus radical din 2, x, y la a doua, z, minus, radical din 18, x, y la a doua, z, x, y la a doua, z, împărțit la minus radical din 2, y, z. Corect, când dai x, y, z, y, z. Y, z. 72, 2 ori 3, 6. 3, 6, 6. Iese 6. 6 radical din 3. Deci vine 6 radical din 2. 2. 6 deci radical 2 din 3, 2. E 2 ori, 2 ori 3 e 6. Da. Și 6 a ieșit, adică 3, 6, da. Deci radical înseamnă 6, radical din 2. Corect. X, Y, Z. X, Y, fără Z. Fără Z, că se duce. Ca o aceeași grad da. Aici, da? S-a terminat. Deci X a rămas 1, da. X la 1, Y la 1. Deci X, Y, supra minus radical din 2, minus... optăștele scrii ca 9 ori 2. 3 radical din 2. Da. Hai, deci radical din 18, cum îl scriu? 3 radical din 2. 3 radical din 2, da. X, Y. X, Y, da, corect. Supra? Minus 2. Minus, pe ăștia ai făcut? Minus radical din 2. Și este egal cu, hai să vedem aici. Radical din 2 cu radical din 2 și rămâne 6xy. Uite aici. Minus 6xy. Minus 6xy, da. Minus, uite la aici. Și aici? Radical din 2 cu radical din 2 și minus... Plus! Stai puțin, așteaptă puțin. Noi am pus minus. Și acum minus... Minus 3xy. Și minus cu minus, plus. La mulțire e plus. Și plus 3? 3xy. Și egal cu? Minus 6xy plus 3xy? Minus 3xy. Minus 3xy. Corect. Tudor? Minus radical din 45. X la a patra, Y la a doua,
împărțit la, așa, să fac și eu cum face domnul profesor, limbi distracții, împărțit la 3x pătrat y pătrat plus radical din 10, radical din 10 x la a treia y împărțit la, adică supra, radical din 2 xy. Hai, Tudor, pe scăpat ușor. Ok. Este egal cu... Radical din 4 și încerca cum să-l scriu. Ca 5/3. Radical din... 5/3. 5/3? Și ce mi iese? 3/9. Cum ar fi? 9/? 9/9. 9/5. 9/5. 9/5. Și cum ar fi? 5. 9, dacă 9/5. 3 radical din 5. 3 radical din 5. Cu minusul din față? Minus 3 radical din 5. Minus 3 radical din 5. Da. Acum aici. X la x pătrat. X pătrat, da. Y. Nu, y la a doua, cu y la a doua s-au dus. X pătrat, da. Plus. Stai puțin. Și supra, ce mi-a rămas de aici? 3. Supra 3. Corect. Plus. Plus. Aici, radical din 10, cum să fac? Este 5/2. 5 radical din 2. Radical din 10. Cum să-l scriu ca să mă, să simplific cu radicalul ăsta din 2? Cum să scriu? 2 radical din... Nu. Radical din 2 ori radical din 5. Radical din 2 ori radical din 5. Asta, că pe 10 zicem 2 ori 5. Și ca să pot să simplific cu ăsta, că altfel l-a putea lăsa așa, domn profesor, nu? Sigur, dar obiectivul este să aducem la, să la fracții ireductibile. Da? Tot timpul este preocuparea asta să fie fracții ireductibile. Deci, radical din 10, îl vedem ca fiind radical din 2 ori 5, care înseamnă radical din fiecare, radical din 2 ori radical din 5. Da? Și atunci, iată că ajung la radical din 2, o radical din 5. Ce rămâne? Ori? Ori, ori Y. X mai întâi, X la a doua. Că între X-ul ăsta și X la a treia am scăzut din 3 pe 1. X la a treia. Da? Da. Deci vine X la a doua. X la a doua și Y-ul, Y se duce. Y-ul s-a terminat cu el, da? Totul supra. Ce rămâne? Radical din 2. Radical din 2. Ai înțeles de ce l-am spus pe radical din 10, așa? Da. Ca să putem pot să... face simplificarea. Și acum egal mai departe cu? Egal cu 3. 3 cu 3 se simplifică. Și radical din 2 cu radical din 2. Corect. Și ce rămâne? Egal cu radical din 5. Minus. Minus. Minus radical din 5. X. La a doua. Plus. Radical... Din 5 la a doua. Și câtă? Minus 1 plus 1? 1 minus 1? 0. Deci sunt termeni identici, opuși, da? Face... Să reduc. Zero. Minus radical din 63. Se cunoaște că Tudor a lipsit o vreme, domn profesor, vedeți? Da, da, și a ieșit, și a ieșit de mână complet, vedeți? Că doar el știe lucrurile astea, dar doar trebuie să te mobilizezi puțin. Deci matematica este antrenament. Continu. Antrenament continuu. Nici măcar că atunci când ești în vacanță. Noi astăvară și numai în astăvară și acum în vacanța asta, o săptămână, și s-a simțit. Cei care lucrează sunt în mână. Asta este. Să știți că profesorul, dacă face o pauză, și eu vă spun din experiență proprie, în perioada verii, când aveam două luni de zile și nu mai lucram nimic, când începea școala, parcă nu era un chin pentru mine. Când mă încălzeam, când îmi intram în mână. Și elevii la fel. Nu mai spun, elevii. Nu mai spun. Dar asta este sigur, că antrenamentul nu îl faci ca un sportiv. Dacă ai ajuns într-o anumită formă, și nu te mai duci la antrenament a doua zi, a treia zi te duci să faci efort dublu. Corect. Asta trebuie înțeles. Așa e matematica. Deci minus radical din 63. Minus radical din 63. X la a doua, Y la a patra. X la a doua, Y la a patra. Împărțit la minus radical din 7. X, Y la a doua. Plus 2X supra. 2X ori
minus 3 y la a doua. Faci minus 3 y la a doua. Ăsta e tot exercițiu. Anca, tu pui-le. Fără supra, domn profesor. Atât, am înțeles. Zi tu, Ancuța. Radical din 63 putem scrie ca 3 radical din 7. Și uite de la semnul din față, Anca. E bine. Minus, că ai zis 9 ori 7, 7 ori 63, 9 iese de sub radical, să-l exprimăm. Explicăm tuturor, deci vine minus 3 radical, minus 3 radical din 7. X, Y la a doua. Bravo. X. Y la a doua, X, Y la a doua, supra minus radical din 7. Radical din 7, acum. Și se continuă. Și plus, minus. Minus. Minus 6, X, Y la a doua. Și la mai departe. Ia să vedem. Radical din 7 cu radical din 7. Da. Și avem minus 3 x la a doua minus 6. Nu. No. Atenție. Atenție la semne aici. Minus pe minus. Ah. Ce-am luat minus 1. Deci cât este la împărțire? Minus pe minus, ca și la mulțire. Plus. Plus, dar mai hotărâtă, plus. Da? Când la aceea se face plus, semnul contrar face minus. Plus. Deci 3 x, y la a doua minus 6 x, y la a doua, care este egal cu? Minus 3 x, y la a doua. Minus 3 x, y la a doua. Bravo, Anca. Uite, încep să te miști. Da. Exercițiul 15. Da. 10 x la a patra, y la a treia. Deci 15 de la? De la pagina 64. 10 x la a patra, y la a treia. Minus 15 x la a treia, y la a patra. Minus 5 x la a treia, y la a treia. Totul de împărțit. Sau supra, cum vreți dumneavoastră, domnul profesor. Supra, supra. La 5 x pătrat, y pătrat. Legal. Cine să lucreze, domnul profesor? Miruna. Miruna. 5x la 3a, y la 3a. Cum ai de gând? Păi ia o dat factor comun. Da. A, da. Asta e cea mai tare chestie. Deci observația care trebuie făcută. Am crezut că ai început să simt ce da? Dar vreau să fac asta, dar e... Ba nu, că-i scădere. Da, mi-e tot ce ai. Vreau să urmăi. Da, atenție multe. Deci nu am cum să zic pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe acolo. N-ai voie. Trebuie să scot factorul comun. Înainte cât a fost? A fost 10 x la a patra, y la a treia, supra 5 x la a doua, y la a doua. Fiind numai produs aici, de ce ne-am permis? Dar acum, privind la un capăt la altul, vedem între numele 10, 15 și 5, 5-ul este divizorul tuturor. Iese. Ca și factor comun. Iar între x la a patra, x la a patra și x la a treia, y la a treia. Între y la a treia, y la a treia și y la a treia, y la a treia iese că e comun. Da. Și x la a treia. Și x la a patra, x la a treia și x la a treia, x la a treia e comun. Și atunci scoatem un factor comun, 5. 5 x la a treia, y la a treia. 5 la a treia, y la a treia. Pe lângă. 2x. Din primul rămâne un 2 de la numere. X. Iar uitându-mă aici. 2x. 2x, foarte minus 3y. Minus 3y. Minus 1. Și minus 1. Totul supra. 5x la a doua, y la a doua. Simplificăm 5y la a treia cu 5x. Da, așa, da, și o să ne dea xy pe lângă 2x minus 3y. Deci răspunsul este xy pe lângă 2x. 2x minus 3y minus 1. Minus 1. Așa este. Nu mai calculăm. Păi ce să mai calculezi? Mai calculează tu. Da. Ce să-i mai fac? Dacă vrei, mulțumesc acolo, doar atât mai poți face, dar nu? Forma este perfectă. Așa, dacă ar fi fost XY mulțit acolo, scoteam eu un factor. Da? Deci, de, atenție, Adi, nu ne-am oprit, că așa avem noi chef să ne oprim, da, ce nu mai avem ce face. Corect. Da? Așa trebuie înțeles. Exact cum făceam o mulțire.
da, îți faci emoția, faci un pic de pierdere de timp. Da. Așa se spune și. Ca după aceea să scoți iar în factor. Da, 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 eventual. Eventual. Deci faci asta dacă vrei, dar să știi că nu se pune. Da. Și, ba da, e luat 20% timp când a scos factorul comun după aia. Urmă, faza următoare. Iar aici există pericol la mulțirea de să greșești. Ca să vezi sancțiunea ce urmează. Deci mulțim pe fiecare, da? Îți vine x, y, ori 2x, cât ar face? Veni vorba, că tot... Zi mai repede. 2x la 2y. Deci 2x la 2y, da. Apoi? Minus 3 x, y la 2. Corect. Da. Și minus x, y. Și minus x, y. Și, din nou, scoate un factor comun. Da. Pe cine puteți să scoate? Și ar scoți? Ce de, care-i povestea? Umbre greu cu lucrare. La lucrare cu... Minus 8x pătrat y. Deci minus... 8x pătrat y plus 12 xy pătrat împărțit la... tot împărțit. La minus 4xy. Așa. Plus 5, da, 5x la 3 minus 4x la 2 y. 4 x la 2 y. Totul împărțit la minus x la 2. Egal cu? Adi. Poate un factor comun. Așa, adi. Poate un factor comun pe, pe cât? 4. 4 ce? 4. 4 xy. Așa e. 4 xy. 4 xy pe lângă x. Bă. Bă, fii atent. Pe lângă cât x? Numărul mă interesează. Întâi numărul. A, 2. Și nu e 2. Minus 2. Acolo e minus 8. Minus, da, minus 2. Atenție, minus 2, da? Minus 2. Minus 2 xy. Bă, bă, nu, minus 2x. Atât, minus 2x. Da. Minus. Ei, da. De ce minus? Da, aici am unde-i. Da. Plus. Părerea scos minus. În caz plus. Deci, plus. 3x. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Hai, măi, Adi. 3y, mă, ce mai... Mă ție în tensiunea asta, așa. Minus 3y, da? Suspans. În suspans, da. Dează un suspans, așa. Supra minus 4xy, vorbește. Minus 4xy plus aia, mai repede jur un pic, Andu. 5. Ei, 5. Nu mai face nimic. Ba da, faci numeric. Ba da, scoatem x la a doua. X la a doua. Deci x la a doua pe lângă. X la a doua pe lângă. 5x. 5x. Hai, minus 5, minus 4. Minus 4 y. Minus 4 y, totul supra. Minus x la 2. Și egal mai departe cu 4xy cu 4xy se reduc. Da. Și o să fie plus x pătrat cu x pătrat. Aici, da? Da. Ce va face? Minus, plus 2x. Bun. 2x, da. 2x minus 3y. Bine. Plus minus 5x. Plus 4y. Plus 4y. Pentru toată lumea, el vede că minusul din, de jos afectează, nu? Minus cu minus. Minus cu plus minus. Deci de aceea zice 2x minus 3y, la fel pățește și aici, și minus 5x plus 4y, da? Și final îi dă 2x cu minus 5, cât face Abi? 2x cu minus 5 și minus 3. Minus 3x, așa, și minus 3y plus 4y plus y. Plus y, da? Și asta este rezultatul final. Ce mai poți face? Mai lucrăm? Nimic! Nu! Nu lucrăm? Nu! Bine! Atâta. Mergem mai departe și vedem un altă ghiștiu. Nu trebuie cu un. Atât doar ajută tot. Da.
Ești mai înalt, Zora. Ia să ștept cu... Du-te și scutură ăsta afară. Că ați dat acum. Are atâta praf de... Da. Nu... Trebuie să spălăm și să punem pe calorifer, dar am 11 să facă la plecare de o problemă. Dar să sper să nu uit asta, să da. Facem, pentru că s-au încărcat extraordinar de mult. Și să usucă. Iar ea să ținem pe cei de anuși pe acasă? Nu, ci că s-au întors înapoi de-un problemă. Da, v-am văzut înapoi. Făcând probleme de 11. Sigur că da. Păi s-au pentru că n-am ajuns acasă să termina de știre. Iar cei care, Andreea și cu Cosmin... S-a dat știrea, ai văzut-o Anca? Am văzut-o dimineața. Da. Ce-am temut? M-a apărut și Anca. M-a apărut și Anca și mama ei. Și toți am apărut. Și eu. Tu nu, că n-ai apărut. Tu ai apărut ca fantomă. În spatele mea. Am apărut cu Cosmin și am zis că mai bine cu profesor. Și cu Cosmin și cu Andreea veneau când noi plecam acasă. Cum ești? Da, da. Tu ești în fața mașinii, spune ce faci, să nu vreau cum. Băi, da, noi de aia asta v-am sunat, dar nu vreau să vă spun, ca și vă simțăm o lăsăță acasă, că vedeți degeaba. Da. Dar tu de ce n-ai venit ieri, mă? Și nici vreau niște rău cu părinții. Mm-hmm. X pătrat la 6. Ia să vedem. X pătrat la 6. Plus XY supra 3. Minus Y pătrat supra 2. Ori totul. Ori 6XY minus X la 4 Y supra 4. Puneți, deschideți o linie după minus, o paranteză, domn profesor. Așa? Da. Minus X la 3 Y la 2 supra 3. Închideți paranteza. Împărțit la minus 1 pe 12X plus 3XY la 3. Cine lucrează? La 3. Y la 3. Cine lucrează? Mirona. Tu tot ai oftată. Am prezentat prima fracție cu 2, ca să avem numitorul 2. Te depășite. Da! Și nu pe mine, nu pe mine. Am prezentat prima fracție cu 2, a doua cu 4 și... Aici cu 2 și cu asta cu 2. Cu 2 prima, acolo cu 4 și... Dar numitorul cu mine 6. Păi nu, uite cum e 6. Așa. 6. 6. Aici e cu 2 și aici cu 3. Mm-hmm. Și vine. X pe 2 supra 6. X pătrat. X pătrat supra plus 2XY minus 3Y pătrat supra 6. Ori 6XY minus amplificăm prima fracție cu 3 și a doua cu 4. 3x pătrat, 3x la 4y supra 12, minus 4x la 3 ori 12. Păi pun același numitor, mai chinuia, da. Exact. La 12, da. Ori minus 12 pe x. Ori minus 12. Supra x. Nu supra x, x. Ba da. Supra x. Sigur că... A, că e x pe 12 și 12 pe x. Corect. Da? Am văzut, domnul profesor. 12 supra eu îmi cred. Plus 3xy. 3xy la 3. Da. Plus, așa. Și asta pune în paranteză Mirona, pentru că are minus. Și minus acolo, da? Corect. Și egal cu x la 2 plus 2xy supra 6 cu 6 simplifică. Da. Și egal cu... XY. Scoatem factor comun? Păi este deja. Pe cine să scoat din aceștia 3? Adică, n-am ce face. Nu? Zic XY, ăsta de aici. XY, ăla de aici, pe lângă. X la 2 plus 2XY minus 3Y la 2 minus, scoatem factor comun pe X, acolo. 12 cu 12 se simplifică. Corect. Și din fracția putem scoate factor comun pe X. Și minus cu minus o face plus, plus cu da. Plus aici. Și vom avea x pe lângă 3xy. X pe lângă 3xy. Da, putea mai x mult. La 3-a. Putea mai mult, x la 3-a. Și x la 3-a și încă ceva. Și y. Și y. Y la 2, nu? Nu, nu la 2, la 1-a. Y. Da, da. Că este aici la 1-a, din am pus y la 2. Deci x la 3-a, 3-a y. 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 Y pe lângă. Ce rămâne? X la 3-a, uite, y pe lângă. 3x. 3x minus 4
4 y. Corect. Ori... Supra x aici, nu? Da. Supra x, îmi pun aici. Da. Plus 3y la 3. Da, egal cu? XY ori x la 2a, x la 3a, y. Vrei să mulțim acolo? Da. Nu, nu m-ar trebui. Nici eu. Pe lângă. X la 2a plus 2, y minus 3y la 2a. Plus... Minus 3y la 2a. Plus. Sintetic acolo întâi. X cu la a treia și da. La a doua. X la a doua Y. Plus X la a doua Y pe lângă. Pe lângă 3X minus 4Y. Plus 3XY. 3XY la a treia. Și egal cu? Și egal cu... Dăm factor comun pe... X... Ia uite, chiar din ăștia 3. Exact, din ăștia 3. X, Y. X, Y, da? Da, da. Ăsta, ăsta și ăsta de aici. Deci vine X, Y pe lângă... X, Y pe lângă X la 2 plus 2, X, Y minus 3, Y la 2. Minus 3, Y la 2. Plus X pe lângă... Și mulțim acolo. A, plus X-ul ăsta mulțim cu ăștia doi. X la 2-a, minus deci 4... Plus 3X la 2-a, corect. 3X la 2-a, minus 4YX. Minus 4YX. 4YX, corect. Corect, chiar cere asta. Da. Plus 3Y la 2-a. 3Y la 2-a. Corect. Încă o dată. Minus 3Y. Am văzut că aici e XY. Am aici XY, XY. Și, vedeți, în paranteză, acum reducem termenul asemenea. Deci egal cu XY pe lângă. Minus 3y la a doua cu plus 3y la a doua se duc. Da. Ăștia de aici, de acord. X la a doua plus 3x la a doua, 4x la a doua. Deci 4x pătrat. Plus 2xy minus 4xy minus 2xy. Minus 2xy, da. Și cam asta, 2xy. Mai putem și scoate un 2x. Face. Cu un 2x chiar. Chiar un 2x în factor. Da. 2x la a doua y. 2x la a doua y. Da? 2x la a doua y. Da, pe lângă? Pe lângă... 2x ai spus. 2x, un pic, 2x minus... Rămâne 2x, cu paranteză, minus y. Y. Corect. Asta, asta este final. Așa trebuie să-l spunem. Îngheți. Da. Până la etapa asta. E greșitul prevedut ca să... fie corect aranjat. Să vedem un alt exercițiu și timpul. Da. 38, domnule. Mai avem. Da. Terminăm tema și pe aceea lucrăm în a doua oră. Diverse. Da, diverse. 3x la a doua y. Deci, 3x la a doua y. 3x la a doua y. Totul la a doua. Cu cât era? Da. Adi. 3 la a doua, y la a patra, y la a doua. 3 la a doua, adică 9, x la a patra. X la a patra, y la a doua. Corect. Minus 2xy la a doua. Minus 2xy la a doua. Totul la a doua. Totul la a doua, Anca. B la a doua. Adică minusul la a doua face plus mai întâi. Da. Deci 4. 4x la a doua, y la a patra. Corect. Radical din 2x la a doua. Totul la a doua. Tudor? Este egal cu radical din 4. Adică 2. 2. X la 4. Minus. Paranteză. Da. Nu, e invers. Minus, paranteză. Da. Radical din 3. X, Y la a doua. Totul la a doua. Deci minusul e în afara paranteză. Am înțeles. Ok. Poftim? Minus... radical din minus 3 x la a doua
Y la a patra. Corect. Adică mie însă nu am nicio obligație. Corect. Da? Era 4. Acela scrieți radicalul. Dar radicalul nu mai trebuie. Păi, radicalul din la 2 ai 3. La 2 ai 3. Da? Bine. Minus acum e în paranteză. Minus da. Radical din 3x. Totul la 3. Nu mai are niciun lucru. Știi tu. Minus la putere, la putere impară este minus. Bine. Și radical din 3 la puterea 3 este 9. Radical din 9 care de 3. O luăm ușor. Deci bine, radical din 3 la 3-a. Ai terminat-o cu minusul, ai răspuns bine. Acum radical din 3 la 3-a și ori x la 3-a. X la 3-a. Și egal cum. Hai să vedem radical din 3 la 3-a. Înseamnă a ridica un radical înseamnă a ridica și subradical la acea putere. Adică pi 3 la 3-a. Deci vine minus radical din 3 la 3-a ori x la 3-a. Și egal mai departe cu? Egal cu radical din 27. Din 27. Dar 27 îl putem zice în orică. 9 ori 3. Este un 3. Deci minus 3 radical din 3. Deci minus 3 radical din 3 ori x la a 3-a. Asta este răspunsul corect. Minus. Da. Minus radical din 5 x la a 2-a totul la a 3-a. Cine se părbează? Anca? Minus. Minusul ăsta de aici la a 3-a. Rămâne minus. Minus. Și cu minusul din fază va face plus. Plus. Deci am terminat cu urmă, așa. Radical din 5 la a 3-a ori x la... Radical din 5 la a 3-a ori x la... 5-a. X la... 6-a. 6-a. Se mulțești, da? Da. Că nu x la a 2 ori x la a 3-a, ci x la a 2-a totul la a 3-a. Așa, faci x la a 6-a și face... Poți să spui radical din 5, hai să luăm ușor. Radical din 5 la a 2-a, ori radical din 5, este și în varianta asta. Ori x la a 6-a. Iar radical din 5 la a 2-a este 5. Egal cu 5, radical din 5, x la a 6. Minus 2x la minus 2. Minus 2x. La minus 2. Cu tot cu minus, da? Da. Minus adică, 2. Știți cum e? X la minus 2. X la minus 2. Da? Totul la minus 1. Totul la minus 1. Egal cu. Anca. Nu, Miruna. Minus 1 pe 2x. La a doua. Minus 1 supra. Nu. 1 supra minus 2x. De ce zici 1 supra? Tot zici 1 supra. Ce ai tu? Minus 2 și... Deci, ori la minus și 1 supra... Pentru care? Pentru ăsta te gândești? Da. Sau pentru ăla? Sau pentru ăsta de aici? Pentru ăla. Pentru ăsta din interior, da? Uh-huh. Bine. Deci zicem minus 2. Nu, pentru ăla din afară. Minus, pentru care? Pentru ăla din afară. Păi decide. Da, hotărăște-te. Eu merg și pe mâna ta. Pentru ăsta de aici. Da, da? Bun. Mergi minus 2. Deci nu renunța la idee. Corect. Să vedem dacă undeva ideea este proastă. Deocamdată eu nu te-am sancționat și merg pe mâna ta, da? Deci minus 2, în loc de x la a 2-a, zici 1 pe x la a 2-a, că știi tu o formulă, că a la minus n egal cu 1 supra a la n. Pe asta ai pus să mergi, da? Da. Dar de unde vine? Știi de unde vine, nu? De unde vine? A la minus n poate fi privit ca fiind a la 0 minus n. Și de unde provine scăderea a 2? Ai, de unde provine scăderea exponențială? A la 0. Supra a la n. La împărțire, nu? Deci e egal mai departe cu a la 0. Supra a la n. Iar a la 0 face 1, 1 supra a la n. Și te-ai mai tegești. Corect. Deci de acolo vine. De aceea se întoarce și se pune la numitor. Deci, să ne întoarcem. Ai zis minus 2 ori 1 pe x la a 2. Corect. Da? Totul la minus 1 și mai departe cu.
Și egal cu minus 2 ori 1 minus 2. Minus 2 supra x la 2. Deci egal cu minus 2 supra x la 2. Totul la minus 1. Și sigur că da. 1 supra minus deci 2. Deci o întoarcem. O zicem 1 supra, dar 1 supra invers la ei, întoarcem. Supra minus 2, totul face x la 2 supra minus 2 la 1. Da? Da. La 1. Dacă scrie 1 supra toate chestia, când mulțim prima cu a doua inversată, ajungem acolo. Dar nu întors de la. Corect. Și egal cu? Minus în față. Nu? Punem minusul în față în infracție. Deci minus x la 2 pe 2. Așa asta ar fi răspunsul într-o primă variantă. Tu ai spus că mai puteai să te gândești pe minus 1 ăsta și să întoarcem toate expresia 1 supra. Corect. Ai a avut inițiativa asta, după care zici, nu mă gândesc la asta din exterior. Da, corect, domnul profesor. Hai să luăm așa. Ia să vedem. Să vedem cum merge. Minus 2. Ori x la minus 2. Da. Totul la minus 1. Egal cu. Egal cu. Cum se face, domnul? 1 supra toată șmecheria care ieși în paranteză. 1 supra minus 2 x la minus 2. Și egal cu? Și egal cu 1 supra 1 supra 1 sau minus 1 pe 2. Minusul ăsta îl pot pune în fața unui frate. Deci minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 ori minus 1 supra 2 ori, dacă vrei, 1 supra x la minus 2. Nu-i bine așa? X la minus 2, corect. Așa. Deci 1 pe 2, când înmulțim numărătorii între ei și numitorii între ei, este asta de aici. Corect. Da, x la 2. Și acum egal mai departe cu minus 1 pe 2. Asta se întoarce sus acum. Corect. Că din jos, sus, sau sus, jos, se schimbă semnul exponentului. Corect. Ori x la 2. Ori x la 2. La minus x la 2. Minus x la 2 pe 2. Care vi se pare mai ușoară? Copii. Prima. A doua. Parcă a doua vine, nu? N-are importanță. Important este să lucrăm corect. Corect. Iată cum aș fi făcut-o eu. Ia să vedem. Deci minus 2. Da. Ori x la minus 2. Totul la minus 1. Egal cu minus 2 la minus 1. Îi ridic la puterea respectivă. Pe fiecare. Pe fiecare, cum știu eu, la o operație cu putere. Deci minus 2 la minus 1 ori x la minus 2 totul la minus 1. Da? Da. Pe fiecare la puterea respectivă. Și egal mai departe. Scriu pe aia de ca să e cel mai șmecheră. Corect. Foarte și mai simplu. Da. Pe asta spun. Aici, fiind la minus 1, înseamnă 1 pe ce are el aici în paranteză. Corect. 1 supra minus 2. Da. Ori. Ori x la puterea mulțime exponenții. O putere la altă putere mulțime exponenții. Corect. Și ori x la minus 2 ori minus 1. Minus 2 ori minus 1. Am luat-o pe interete. Adică egal cu minus 1 pe 2. Ori x la 2. Corect. Când minus 2 ori minus 1 la mulțime, facem plus 1. Pe x la 2. Deci minus 1 pe x la 2, care înseamnă, dacă vreți să scrieți în forma asta, minus x pătrat pe 2. Asta e mai ușoară. Deci am aplicat chestia aceea. Cum se ridică o putere? Nu, cum se ridică un produs la o putere? Un produs, pot fi 5 termene aici. Fiecare a putere respectivă. La minus 1, la minus 1, fiecare. Corect. Și pe mai am avut aici o putere la o altă putere, copiem baza și mulțim exponenții. Da? Deci mult mai simplu. Opțim la algebră, n-am mai întors, n-am mai chinuit pe acolo. Finalul este că ajungem la acel rezultat. Sigur, soluția cea mai rapidă sau drumul cel mai scurt ne interesează. 49. Da? Oprim aici, da? S-a terminat tema? Da, facem la